Tineri, frumoși, proaspeți absolvenți de liceu, au optat pentru una din facultățile din cadrul Universității Politehnica din Timișoara. Astăzi o să-i supun unui test. O să aflăm împreună dacă facultatea, sau mai exact domeniul pe care l-au ales, a fost cel mai potrivit. La ce facultate ești? La ITC, la Electronică și Telecomunicații. Ce an? Anul 2. Ești mulțumit de facultatea pe care ai ales? Da. Dacă ar fi să te întorci în clasa a 12-a, ai mai optat pentru această facultate? Da. Electronică și Telecomunicații. Ce an? La anul 2. Ești mulțumit de facultatea pe care ai ales-o? Până acum, da. La început nu am fost așa mulțumit, dar cu timpul a ajuns să-mi placă. Dacă ar fi să te întorci în clasa a 12-a, ai mai optat pentru această facultate? Da, mai mult ca sigur. De ce? Păi, na, îmi place ce fac aici și sunt chestii care până acum nu mă așteptam să le fac chiar așa de intensiv și, na, au ajuns să-mi placă foarte mult. La automatică și calculatoare. Ce an? Anul 2. Ești mulțumită de facultatea pe care ai ales? Da, sunt mulțumită. Dacă ar fi să te întorci în clasa 12-a, ai mai optat pentru această facultate? Da, am vrut inițial medicină, dar nu, n-a schimbat-o. De ce? Pentru că ai foarte multe oportunități. Adică îți găsești ușor un job și na, chiar e foarte bine la facultatea asta. La automatic și calculatoare. Ce an? Anul 2. Ești mulțumit de facultatea pe care ai ales? Da, chiar foarte. De ce? Pentru că... Nu știu, îți mulțumit de ceea ce fac aici. Chiar dacă ar putea să fie câteva îmbunătățiri, dar e ok. Dacă ar fi să te întorci în clasa 12, ai mai optat pentru această facultate? Da, nu merit altundeva. La facultatea de electrotehnică și electroenergetică. Ce an? Anul întâi. Ești mulțumit de facultatea pe care ai ales-o? Da, sunt mulțumit. Dacă ar fi să te mai întorci în clasa 12, ai mai optat pentru această facultate? Cred că da. De ce crezi? Păi este puțin mai greu decât mă așteptam. De multe ori s-a întâmplat ca absolvenții de liceu să opteze pentru o facultate care în cele din urmă s-a dovedit a fi una care nu este pe placul lor, iar o parte din ei au abandonat. La ce facultate ești? Electronică și Telecomunicații. Ce an? Anul 2. Ești mulțumită de facultatea pe care ai ales-o? În principiu, da. Dacă ar trebui să te întorci în clasa 12-a, ai mai optat pentru această facultate? M-aș mai gândi odată, sinceră. De ce? Pentru că este și foarte greu. Într-adevăr, avem noi oportunități de angajare de facultate, dar este și foarte greu și 4 ani. Dar în principiu, da. La Poli, ETC. Ești mulțumit de facultatea pe care ai ales-o? Da, sunt foarte mulțumit. Profesori buni, colegi buni, noi. Dacă ar fi să te întorci în clasa 12, mai optat pentru această facultate? Da, de ce nu? De ce? Nu știu, cred că e o variantă cea mai bună în momentul de față să alegi Politehnica, fiind având în vedere că e renumit în Europa de Est. Electrotehnică. Ce an? Anul 3. Ești mulțumit de facultatea pe care ai ales? Da, foarte. Dacă ar fi să te întorci în clasa 12-a, ai mai optat pentru această facultate? Da, cu siguranță. De ce? Pentru că e un domeniu care mă pasionează și vreau să profesionez în acest domeniu. La Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, secția Ingineria Mediului. Ce an? 3. Ești mulțumită de facultatea pe care ai ales? Mai mult decât mulțumită. De ce? Exact ce mi-am dorit și ce vreau să fac pe viitor. Deci dacă ar fi să te întorci în clasa 12, ai mai optat pentru această facultate? Cu siguranță aș opta pentru Politehnică și pentru facultatea mea. Am aflat ce părere au studenții din corpul Electro, din cadrul Universității Politehnica din Timișoara. Haideți să vedem ce părere au studenții din Facultatea de Mecanică. La ce facultate ești? La Mecanică. Ce an? Întâi. Ești mulțumit de facultatea pe care ai ales? Da. De ce? Pentru că mi-am dorit să-i fi la ea. Dacă ar fi să te întorci în clasa 12, ai mai optat pentru această facultate? Da. Ce an? Întâi. Ești mulțumit de facultatea pentru care ai optat? Da. Dacă ar fi să te întorci în clasa 12, ai mai optat pentru această facultate? Da. Că de ce? Place. Pentru că îmi place unde am venit, îmi place ce învăț și e interesant. Politehnică Timișoara, profilul Ingineria Transportului și Autovehicle Rutiere. Ce an? Anul întâi. Ești mulțumit de facultatea pe care ai optat-o? Foarte mulțumit. De ce? Păi, sunt multe chestii interesante și chiar profilul care îmi place, mecanică. Laboratoarele sunt foarte interesante, zic așa. Facem diferite chestii, cum ar fi turnătorie,
chiar și sudură. Ceva pentru bărbați, să zic așa. Dacă ar fi să te întorci în clasa 12-a mea, pentru această facultate? Da, cu mare plăcere. Studenții de la Universitatea Politehnică din Timișoara sunt mulțumiți de facultățile pe care le-au ales și de oportunitățile pe care acestea le oferă. Majoritatea studenților care se află în anul 2 sau 3 au declarat că dacă ar fi să se mai întoarcă în clasa 12-a, ar opta tot pentru același domeniu, pentru că ei consideră că este cel mai potrivit.